Mi-aș dori o bicicletă. Mi-aș dori o bicicletă doar a mea. Mi-aș dori o bicicletă doar a mea. Mi-aș dori o pereche de ghete și o minge de fotbal. Doar ale tale. Doar ale mele. Data viitoare când voi ajunge aici, am de lucru, am de cărat 3 biciclete, o minge de fotbal și... O pereche de ghete de fotbal. O pereche de ghete de fotbal. Florin, care este cea mai mare dorința ta? Dorința mea este o pereche de ghete și o minge de fotbal. Îți place fotbalul? Da. Cât de mult? Foarte mult. Andreea, ce ți-ai dorit tu cel mai mult? O bicicletă. Ai avut vreodată bicicleta ta? Nu, am avut doar o bicicletă care o împărțeam cu frații mei. Vlad, tu ce ți-ai dorit cel mai mult? O bicicletă. Ai avut vreodată bicicleta ta? Da. Și unde este acum? Ștercată. Adriana, tu ce ți-ai dorit cel mai mult? O bicicletă. Ai avut vreodată bicicletă? Da, dar am împărțit-o cu frații. Și acum vrei să ai doar a ta? Da. Dragilor, ați ascultat dorința acestor copii orfani de tată și cred din toată inima că noi o putem îndeplini la fiecare în parte. Data viitoare când voi ajunge aici, am de lucru, am de cărat 3 biciclete, o minge de fotbal și... O pereche de ghete de fotbal. O pereche de ghete de fotbal. Cei care doriți să faceți lucrul acesta personal, îi veți găsi aici în localitatea... Cârnecea, comuna Ticvanul Mare, județul Caraș-Severin. Pentru că veți face lucrul acesta, vă mulțumim și Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia.